de YouTube al instituției. Gata, Alex. Deci, bună ziua, o să încep eu. Bună ziua! Bine ați venit la întâlnirea organizată de Casa Corpului Didactic împreună cu, în parteneriat cu cei de la EduApps. Această întâlnire am gândit-o eu să fie, să o avem în vederea prezentării unei soluții pentru școlile care în momentul acesta nu au nicio soluție pentru platformele e-learning. Și m-am gândit ca să invit, da, pe domnul Dragomir, Alexandru Dragomir, care face parte din, să zicem, din experții celor de la EduApps, da, să vă prezinte exact pașii pentru accesarea și obținerea de licență pentru G Suite for Education și Microsoft Office 365, da. Poftim, Alex, am emoții, că sunt printre colegii mei și chiar nici măcar saliu nu. Microfonul, Alex. Așa. N-am zis că jonglez cu două dispozitive. Am mai răspuns aici mail-uri între timp. Daniela, mulțumesc frumos pentru introducere. Numele meu este Alexandru Dragomir și sunt formator Google în colaborare cu EduApps de peste 5 ani, perioada în care am reușit să acumulez tot felul de informații despre utilizarea mai multor tehnologii, atât Google cât și Microsoft și, așa cum spunea și Daniela, mai recent am reușit să am oportunitatea de a transmite o parte din informațiile pe care le-am învățat prin intermediul Teleșcoala pentru Profesori. În 15 episoade, practic, explic cum se utilizează atât aplicațiile Google, cât și aplicațiile Microsoft. Astăzi aș vrea să vă arăt, practic, cum se pornește totul de la zero, cum poate porni o instituție să activeze atât licențele Google, cât și licențele Microsoft, care sunt gratuite pentru instituțiile educaționale. Și acum o să fac eu un share screen. Așa, și cred că toată lumea vede acum foarte bine. Și o să mă duc pe platforma unde practic începe totul. Platforma este clasaviitorului.ro. Domeniu. Aici, odată ce m-auziți, da? Domeniu, nu uita de domeniu. Nu este nicio problemă, vorbim acum de domeniu, pentru că vedeți că practic primul lucru care ar trebui făcut aici pe clasaviitorului.ro este să introducem un nume de domeniu. Și acest lucru este foarte important, pentru că acest domeniu trebuie să fie, desigur, valid, deși noi aici putem practic introduce orice și o să vă arăt așa că practic eu pot să introduc un astfel de domeniu, doar că nu se poate merge până la capăt cu activarea licențelor, pentru că sunt și câteva aspecte tehnice și după cum spunea Daniela, ar fi aici administrator tehnic, deci probabil știți la ce mă refer, când vă spun că pentru un domeniu trebuie setate niște name servere ca aplicațiile Google și ulterior cele de la Office să fie funcționale. Un domeniu îl putem verifica foarte ușor dacă mergem la ro.ld. Și mergem în secțiunea de Who is. Și haideți să facem o verificare chiar după CC de Galați. Nu, CC de gălă, da. Și vedem că printre informațiile pe care le-am găsit, avem o secțiune sus cu date domeniu și o secțiune cu date de deținător. Și aici asta vreau să vă arăt că este foarte important, nu doar ca acest domeniu să fie valid, iar în cazul în care domeniul nu exista, ar fi apărut un mesaj mare cu roșu aici la ro.ld, domeniul nu există. Deci asta ar fi fost destul de evident. Dar acum, dacă domeniul există și am văzut că sunt multe școli care au un domeniu, dar acesta nu este înregistrat pe numele instituției educaționale. Și vedem că în partea de jos, unde ne apare numele de deținător, aici totul este în regulă și numele deținătorului este Casa Corpului Didactic Galați. Sunt situații în care apare ori o companie, probabil compania care a făcut înregistrarea domeniului și nu s-au gândit prea mult, au zis, lasă că eu pun pe numele SRL-ului și nu o să fie nicio problemă. Dar acum o să fie o problemă cu asta pentru că nu se poate activa
nicio licență educațională gratuită pentru domeniul în cazul în care numele deținătorului nu este, practic, denumirea care apare pe cuiul sau ciful fiecărei instituții. Și o să vă spun că acest cui și cif, oricum, trebuie să îl transmiteți și către noi, pentru că și noi facem verificarea acestui lucru. O să mai fie alte situații în care la deținător o să apară o persoană fizică, iar în acest caz nu o să fie vizibile informațiile, sunt ascunse din punct de vedere al GDPR, dar scrie mare și frumos că este înregistrat clar pe o persoană fizică. Ok, ce e de făcut în situațiile acestea? Dacă mergem aici la ROTLD, avem în partea de sus domenii.ro și avem o secțiune cu transferul dreptului de folosință. Din păcate, există un cost pentru acest transfer, dar ce mă bucură pe mine că s-a întâmplat destul de recent, cei de la ROTLD au făcut acest proces mult mai rapid și chiar am văzut situații în care transferul se face de o zi pe alta. Pe când, în urmă cu un an și ceva, dura poate și o lună de zile. Acum că noi avem practic domeniul bine stabilit, să zic așa, numai puțin că zicea Daniela că ați vrea să aflați cum se poate achiziționa, tot de la ROTLD, avem aici o secțiune la domenii.ro, înregistrare domeniu.ro. Eu am făcut referință la ROTLD pentru că, desigur, trăim în România și ar fi indicat să avem domenii.ro. Dacă aveți un domeniu.com, putem să apelăm, spre exemplu, la whois.com. Și, desigur, dacă sunt domenii care nu sunt .ro sau .eu, tot aici ar putea fi verificate. Mai exact, .biz.net și așa mai departe. Din păcate, la domeniile.com am văzut că, în mod nativ, este ascuns proprietarul. Deci trebuie să mergeți, practic, la platforma unde s-a făcut înregistrarea. Și mi-este foarte greu să vă spun, pentru că, practic, domenii.com sau .biz.net pot fi înregistrate la tot felul de platforme din toată lumea. Deci, practic, ar trebui, voi mai bine să știți, practic, unde a fost făcută înregistrarea domeniului, să mergeți acolo și să faceți vizibil proprietarul. Și în cazul în care, desigur, nu este școala un proprietar, trebuie să facă transferul conform detaliilor de pe platforma respectivă. În cazul domeniilor.eu, verificarea se face pe EURID, EURID.eu. Și avem de asemenea o secțiune pentru Whois, unde putem să verificăm atât proprietarul, cât și dacă domeniul există. Eu vă recomand din toată inima să folosiți domenii.ro. Și o altă precizare importantă, deși în urmă cu 2 ani s-au dat drumul la utilizarea diacriticelor, trebuie să știți că practic acestea sunt doar de formă, doar așa ca o etichetă aparentă. De fapt, dacă stăm să ne uităm, și-ul este ceva de genul X, N, cratimă, cratimă. Deci aveți mare grijă, nu înregistrați domenii cu diacritice, pentru că, de fapt, domeniul are o formă din aceasta foarte atipică. Și, practic, adresele, dacă o să ajungeți să le creați, deci am putea, practic, să activăm licențele pentru astfel de domenii, dar o să fie un domeniu din acesta X, N, cratimă, cratimă, pentru că acesta, practic, este, cum să zic, este forma de la Ș. Deci, practic, fiecare școală, dacă alege un domeniu cu Ș, o să aibă acest prefix. Noi toate informațiile acestea le-am pus și în ghidul de activare, dar aș vrea să mai trec un pic în revistă ce găsim noi pe prima pagină, înainte să vă arăt ce reprezintă acest ghid. Noi avem și o bifă, unde se precizează că am citit ghidul de activare și sunt pregătit să parcurg toate etapele necesare. Tocmai ca să evidențiem că este foarte important să citiți ghidul de activare, care se găsește atât la acest link, cât și la semnul întrebării, cât și aici sus. Deci ne asigurăm că există mai multe modalități de a accesa ghidul respectiv. Pentru că acolo noi practic avem toate informațiile cu toate etapele. Desigur, este și o bifă că nu suntem roboți. Noi, practic, de vreo 5 ani și ceva, activăm doar licențele GSIT for Education și în urmă cu un an, cam așa, am început să activăm și licențele Office 365A1 prin intermediul clasaviitorului.ro. Și numai puțin, pentru cei care nu au activat, o să pun link-ul chiar aici. Și noi am precizat aici că sunt și, deci este G Suite și Office. Până recent, dacă cineva voia să activeze licențele respective, trebuia să aleagă. Deci aveați, practic, G Suite sau Office.
De ce nu se poate acest lucru? Pentru că ar fi o provocare la zonele DNS, adică emixurile nu ar putea fi setate și pentru o licență și pentru alta. Dar noi am venit cu o soluție și eu cred că este poate chiar în premieră la nivel internațional, în care, odată ce s-a activat licența G Suite for Education, putem să activăm și licența Office 365.1 și pe urmă să facem o sincronizare între cele două. Ce înseamnă asta? Dacă mă duc eu puțin mai jos, asta înseamnă că fiecare utilizator, fiecare adresă practic creată, poate accesa simultan toate aplicațiile din cele două pachete, fără să fiți voi nevoiți ca administratori să gestionați practic două seturi diferite de baze de date. Gândiți-vă cum ar fi fost, uite, am creat utilizatorii pentru Google, am creat separat utilizator pentru Microsoft și fiecare își alege ce cont folosește. Ar putea fi un haos dacă un profesor alege ceva, un profesor alege altceva. Gândiți-vă cum ar fi fost ca elevii să aleagă practic, uite, acum avem ora cu profesorul cu tare, trebuie să folosesc contul cu tare. Ar fi fost un pic peste mână. Dar noi am reușit sincronizarea celor două licențe și acum nu o să mai fie nicio problemă în accesarea tuturor cu aceeași identitate. Dacă ne uităm așa un pic printre aplicațiile de aici, vedem că singura aplicație de transmitere și recepționare e-mail-uri este Gmail. Așa cum vă spuneam, deci practic a trebuit să facem o alegere care este aplicația de e-mail care va fi folosită și am configurat mixurile ca atare și Gmail-ul este aplicația pe care am ales-o. Deci nu veți putea folosi și Outlook cu aceste două aplicații cu licențele clasa viitorului. În rest, toate aplicațiile care sunt disponibile le vedem chiar aici și pot fi utilizate fără nicio problemă. Cu o singură mențiune că acestea sunt disponibile pe mediul web. Așadar, nu veți putea să folosiți Word-ul, spre exemplu, offline. Să-l descărcați local, nu există o licență și pentru aceasta. Licența Office 365.1 este gratuită și dacă doriți neapărat să folosiți și offline, deci Word-ul local, se poate activa o licență A3. Și mi se pare că am făcut eu un calcul la un moment dat, pentru că nu este foarte scump și practic se pot activa licențele pentru profesori, deci doar pentru profesori. Și vine o licență pentru profesor, vine cu alte licențe pentru 30 de elevi. Și asta înseamnă că dacă activați pentru toți profesorii din școală, o să ajungeți să aveți licențe pentru toți elevii, pentru a le utiliza local. Știu că era o sumă destul de mică, dacă stăm să raportăm pe lună, erau câțiva lei pe utilizator pe lună. Să trecem un pic în revistă aplicațiile pe care le vedem atât în stânga, cât și în dreapta, pentru că noi am încercat să le vedem cumva în oglindă. Deci dacă de la Google avem aplicația Classroom, care permite practic profesorilor și elevilor să se conecteze și practic putem vedea acest Classroom ca un fel de Learning Management System sau chiar și un catalog virtual, pentru că nu se trimit doar teme, nu se postează doar anunțuri, dar se poate transmite și un feedback și în cele din urmă și o notă. Același lucru care este posibil cu Classroom este posibil și cu Microsoft Teams. Ce drept, Teams este puțin mai complex, depinde de nevoile fiecărei instituții, depinde de ciclul de învățământ pe care îl are fiecare instituție. Trebuie să recunosc că Classroom, eu am descoperit că este mult mai simplu, eu îl văd așa ca un fel de plug and play, adică pot să configurez un Classroom în câteva minute, am invitat elevii și nu este nicio problemă, pe când Teams-ul durează puțin mai mult până mă gândesc eu la o structură și cum pot să-l configurez. Dar simplu fapt că o aplicație este complexă nu ar trebui să ne descurajeze, ar trebui să ne încânte pentru că înseamnă că poate să satisfacă nevoile mai multor instituții sau profesori care vor neapărat să folosească această aplicație. Avem practic în stânga Docs, Sheets și Slides, corespondentul din dreapta de la Word, Excel și PowerPoint. Fiecare din cele două licențe oferă un mediu de stocare online. Drive oferă un spațiu nelimitat de stocare în Google Cloud, pe când OneDrive oferă un spațiu de 30 de GB, dar se poate urca la solicitare până la 20, nu știu, mult mai mulți gigabytes. Nu sunt sigur acum, pentru că trebuie să recunosc că
Activând această licență, am preferat să folosesc Drive-ul pentru spațiul delimitat ca să nu bat capul cu OneDrive. Oricum, cred că și dacă folosiți OneDrive, nu o să aveți probleme cu spațiul de stocare. Dacă mergem puțin mai jos, vedem că avem tot felul de aplicații, inclusiv pentru formulare, la ambele licențe. Avem câteva aplicații de videoconferință, avem și o aplicație de whiteboards, să văd dacă o văd în dreapta, nu apare. Pentru că aplicația de whiteboard de la Microsoft este integrată direct în Teams, la Google avem acest Jamboard, care este practic o tablă virtuală prin care profesorul poate în continuare să prezinte în mediul online ceea ce prezenta până acum la tablă. Și de asemenea poate să invite elevii să colaboreze în acest mediu online. Nu cred că are rost să intrăm în foarte multe detalii despre toate aplicațiile acestea, pentru că ar fi foarte multe de spus. Doar să fac o mențiune, o aplicație care mi s-a părut foarte interesantă de la Microsoft, care nu se regăsește la Google, este OneNote și în mod special Class Notebook, unde practic elevul are o, cum să zic, un caiet al clasei, unde profesorul poate să pună anumite informații statice, poate să creeze în mod automat o secțiune pentru elevi, unde ei să-și noteze temele. Acum, totul a fost așa, cum să zic, cu fast forward, într-un mod ideal în care, desigur, s-a activat licența și ați reușit să aveți acces la aceste aplicații. Dar haideți acum să vedem puțin și de desubturile, să ne uităm peste ghid. Pentru că sunt câteva provocări care ar putea să apară. Unul dintre cele mai mari provocări, cele mai importante, este acela despre care v-am vorbit deja. Provocarea cu numele de domeniu dacă nu este deținut de școală. Ghidul pare destul de stufos. Noi am pus, cum să zic, cât mai multe informații pentru că am observat că majoritatea școlilor nu au un administrator tehnic intern dedicat pentru asta. Și chiar dacă un profesor de informatică, poate de cele mai multe ori, provocarea aceasta de a activa licențele a căzut fie pe umerii unui profesor care nu este tehnic sau poate chiar al unui director sau director adjunct. Noi avem practic un capitol doar ca o introducere ca să înțeleagă practic orice utilizator care sunt beneficiile activării acestor licențe. Și efectiv, pașii pentru activare licențe îl avem la capitolul numărul 2. Unde după cum puteți observa, bine, noi am pus aici că nu sunt eligibile domeniile cu diacritice. Vorbim în primul rând și despre documente de eligibilitate. Când ne-am uitat noi puțin pe ROTLD și vă spuneam despre cea a doua secțiune unde apare deținătorul, noi practic solicităm în ecranul imediat următor, mai puțin o să punem un domeniu fictiv, dar după cum vă spuneam nu pot să merg mai departe cu el, oricum acest domeniu nu se înregistrează până când nu completez formularul acesta. Și ce avem noi aici în acest formular? Exact ceea ce explicăm și în acest ghid, nume de organizație, persoană de contact, CIF, tot felul de informații, inclusiv și pagina de Facebook, dacă vreți să o adăugați. Dacă nu aveți o pagină de Facebook, se poate pune generic www.facebook.com. Noi punem aici numărul de profesor și numărul de elevi pentru a ști câte conturi să activăm noi în primă instanță. Dar este important să știți că nu o să activăm, cum să zic, doar pentru numărul acela. Deci dacă aveți 100 de profesori, 500 de elevi, nu o să activăm doar pentru 600 de persoane, decât în perioada aceasta de 30 de zile, cât este practic activă licența în primă instanță. Noi vorbim aici despre eligibilitate. O să vedeți că noi folosim cuvântul cheie eligibilitate în mai multe situații, pentru că practic noi trebuie să demonstrăm către Google că instituția pe care o reprezentați este eligibilă. Desigur, nu trebuie să se rezolve totul în 30 de zile, noi încercăm să grăbim lucrurile, vă indicăm și vouă să faceți anumite acțiuni, facem și noi anumite acțiuni, pe de-o parte, ca un ciocan și o nicovală, încercăm practic să lovim această activare ca să rezolvăm lucrurile cât mai repede posibil. Și după ce activăm licența definitiv, care trebuie să dureze maxim 30 de zile, trebuie să știți că noi putem să ridicăm numărul de utilizatori la câteva milioane. Deci nu o să aveți niciodată probleme cu numărul de utilizatori.
Avem o secțiune dedicată specială pentru administrator, unde trebuie neapărat să se completeze o adresă de e-mail. Vedeți că fac aici o evidențiere prin click. O adresă de e-mail alternativă pentru transmiterea datelor de autentificare. S-au întâmplat situații în care s-au mai pus, nu știu, adrese în mod incorrect, în loc, cum ar fi fost gmail.com, s-au pus gmail.com sau yahoo.co. S-a mâncat o literă, în loc de M s-a pus N, în loc de N s-a pus M, și e normal, se mai întâmplă aceste lucruri, doar că vă dați seama că nu veți primi informațiile respective și dacă nu ne comunicați pe adresa tehnic, deci dacă aveți vreo provocare, eu vă recomand să ne puneți o întrebare pe tehnica@edu.apps.ro. Dacă ați întâmpinat poate o astfel de situație. Și noi putem să retrimitem, practic, mesajele care erau trimise în mod automat, le transmitem către adresa potrivită. Avem o secțiune și pentru documente de eligibilitate, iarăși folosim cuvântul cheie eligibilitate, pentru că pentru asta avem nevoie de aceste documente. Unul dintre ele este CIF-ul, Certificatul de Înregistrare Fiscală a Instituției Educaționale, unde o să putem să vedem, practic, numele instituției, și trebuie să-l comparăm în oglindă cu ceea ce ni se afișează nouă la rotele de. Un alt document, ca să ne dăm seama că instituția este una educațională, pentru că până la urmă orice companie are un CIF, trebuie să ne transmiteți practic o copie scanată după tipizatul care este transmis elevilor atunci când sunt absolvenți. Fie că este o diplomă sau certificat sau o foaie matricolă. Am văzut că da, la primar sau la gimnaziu poate nu se oferă întotdeauna o diplomă. Desigur, la final citim termenii și condițiile și aici noi am pus câteva detalii despre configurarea DNS. Așa cum vă spuneam, când făceam o comparație între faptul că noi ar trebui să alegem o aplicație de e-mail dintre cele două licențe, deci trebuie să configurăm zonele DNS. Cum facem acest lucru? O să fac eu un mic fast forward. O să aveți un cont de administrator, unde trebuie să vă autentificați prima oară pentru a schimba parola, care este temporară, și să acceptați termenii și condițiile de la Google. Și pe urmă vă transmitem un mesaj secundar cu zonele DNS, care trebuie configurate la rotele de. Și o să mă duc în continuare la Whois, ca să vă arăt la ce declarați ce fel de name server au pus ei. Deci, practic, o secundă. Am primit foarte multe telefoane la configurarea acestor DNS-uri. Atenție, da. Pe mail, ele vin la sfârșit cu un punct. Atenție, da. Nu trebuie să punem și punctul respectiv. Foarte multe persoane m-au sunat că nu le se configurau aceste DNS-uri pentru că luau cu copy-paste inclusiv punctulețul de la sfârșit. Deci fără punctul de la sfârșit. Pe mail o să vină aceste DNS-uri cum au venit și mie, dar când le introducem acolo, nu trebuie să punem punctul. Pune accent pe chestia asta, te rog mult de tot. Da. Până recent, cei de la rotele de scoteau automat punctul, nu știu ce Dumnezeu le-a făcut, dar acum se pare că trebuie să scoateți voi punctul. Da, trebuie să scoatem punctul, da. Da, mi se pare că am scris și noi în ghidul de activare, sau știu că am pus eu la un moment dat, dar suntem mai mulți colaboratori. Am pus această evidențiere să scoatem punctul. Oricum, persoanele care au avut o astfel de provocare ne-au trimis un e-mail pe tehnic, domnule, ce se întâmplă, uitați-mă o captură de ecran. Și văd că nu-mi salvează aceste name servere. Și le spunem și noi, scoateți punctul, deci nu o să fie o provocare prea mare aceasta. Dar într-adevăr, foarte bine punctat Daniela, este important să scoatem punctul. Deși la CC de Galați vedem că s-au generat aceste name servere, începând cu eticheta cu A1 până la A4, ele pot fi generate în mod aleatoriu de către Google cu B, C, D sau E. Deci, practic, dacă ați activat licența pentru o școală sau generat anumite name servere, nu puteți folosi exact aceleași name servere și pentru o altă școală. Am întâlnit administratori tehnici din diverse județe care, practic, lucrau la mai multe școli și mi-au spus, dom'le, dar am pus name servere, ce s-a întâmplat, de ce nu merge? Și este clar, poate să fie o coincidență, într-adevăr, în care s-au generat aceleași name servere și da, atunci da. Cel mai important, vă uitați în e-mailul numărul 2, verificarea domeniului asociat contului GSIT for Education. Deci trebuie să fiți pregătiți, odată ce ați completat formularul pe clasaviitorul.ro, să primiți două e-mailuri. Înregistrare cu contul de administrator
și cel de-al doilea mesaj cu name serverele. După cum puteți observa în ghid, noi vă dăm indicații pas cu pas unde ar trebui să intrați și efectiv să intre la rotele de administrare online, pentru că eu nu am un domeniu .ro, nu pot să vă arăt acest lucru, dar e destul de intuitiv. Odată ce s-a făcut autentificarea, vedem aici, în partea de sus, că există o secțiune pentru name servere, unde pot fi introduse chiar aici. Și desigur, nu este important doar să facem acest pas, trebuie să facem click pe actualizare. Și vedeți că se precizează că o să primiți un e-mail prin care trebuie să confirmați operațiunea. Iar și am mai întâlnit diverse provocări în care oamenii spuneau, dar domnule, eu am făcut salvarea acolo, ce se întâmplă? Și desigur, vedeți că există un ultim pas prin care trebuie să confirmați operațiune. Unde este acest e-mail? Dacă ne uităm la quiz, și o să mă duc din nou la CC de Galați, este practic adresa care este asociată la deținător. Aici cred că este chiar Daniela, deci dacă ea ar dori să modifice acum name serverele, și chiar o să o rog când are timp, deci Daniela, dacă poți să modifici name serverele, să le pui în ordinea aceasta 1, 2, 3, 4, să fie invers practic, pentru că aceasta este ordinea în care trebuie puse, okay. E ca o prioritate. Și practic ar trebui să se întâmple același lucru. Secțiunea name servers actualizează și pe urmă confirmare pe e-mail. Și vedem aici practic o previzualizare a unui astfel de mesaj cu un buton albastru mare, confirmați operațiune. Iarăși aici evidențiem că noi arătăm acest procedeu la domenii.ro și nu pot să stresez destul de mult că nouă ne este imposibil să luăm fiecare platformă unde se pot înregistra domeniile ca să putem să arătăm pașii. Dacă mergem puțin mai jos, bine, vorbim despre mai multe situații. De asemenea, când se modifică name serverele, dacă modificați name serverele în 3 zile, și noi specificăm acest lucru, că trebuie să modificați name serverele în 3 zile, noi putem să verificăm în mod automat. Avem un script care rulează de câteva ori pe zi și verifică. Ia să vedem, pentru școala respectivă, pentru domeniul respectiv, s-au modificat name serverele și putem să rulăm maxim de 1000 de ori, adică în 3 zile cam ăsta ar fi numărul maxim. După aceste 3 zile, dacă se modifică name serverele, desigur, atunci sau poate chiar peste o lună, poate să facem o verificare manuală și pentru asta, desigur, trebuie să le dați un e-mail pe tehnica@eduapps.ro. Eu vă zic cât se poate sincer, deci noi suntem practic o mână de oameni, 5 persoane care fac treaba asta, noi facem asta în mod voluntar, cu propriile resurse, adică noi nu avem niciun câștig nici din partea Google, nici din partea Microsoft și am încercat să automatizăm lucrurile cât se poate de mult ca să oferim serviciile astea fără niciun cost pentru școli și facem asta de peste 5 ani, de aceea nu este că nu am vrea să facem lucrurile și mai automatizat, dar vă dați seama că nu putem să rulăm la infinit toate scripturile astea, pentru că am identificat școli care nici după 6 luni nu au făcut treaba asta. Să fi rulat scriptul acela pentru 6 luni, sunt niște costuri în cloud, pentru că totul se face desigur în cloud. Dacă lucrurile se fac desigur mai târziu decât ar trebui, trebuie să făcut un setup și pe consola de administrare. Dar eu sper să nu ajungă nimeni în situația aceasta, să mai intrați aici sau poate scapul și cu un setup pe consola de administrare de la Google. Acum, noi avem aici câteva detalii despre activarea definitivă a licenței G Suite for Education. Cert este că noi trebuie să rezolvăm practic cu tot ce v-am arătat eu până acum, care eu cred că nu ar trebui să dureze mai mult de 30 de minute. Dacă domeniul este în regulă, atunci ar trebui practic să începeți. Deci dacă domeniul este în propria instituției. Modificarea name serverelor cât ar putea să dureze? De asta zic maxim 30 de minute și noi practic după aceea o să avem la dispoziție 30 de zile ca să dovedim către Google că instituția este eligibilă. Și am evidențiat aici că contează foarte mult profilul instituției, dacă aveți website, dacă aveți rețele de socializare, pentru că știu că ei fac anumite verificări și diferă această ultimă etapă în funcție de fiecare instituție. De cele mai multe ori, noi avem câteva mesaje standard pe care le transmite către instituții și zicem procedură pentru activare definitivă G Suite for Education, vă rugăm să rezolvați etapa asta și asta și asta. Deci oricum vă ajutăm, deci nu vă lăsăm baltă după ce se face totul până aici. Noi avem lucruri pregătite, doar că nu le putem pune în acest ghid pentru că sunt foarte dinamice.
Și bine, am pus aici tratarea cu seriozitate. Vă spun acum, eu nu aș vrea să ajungem să depășim perioada de 30 de zile, deși noi putem prelungi cu încă 30 de zile, este foarte, foarte complicat. Deci ne încurcă foarte mult să facem acest lucru. Și după cum vă spuneam, ce a fost instituții care după 6 luni tot nu au modificat nici serverele și nu au făcut tot ce trebuia și e păcat. Dacă totul se poate face maxim 30 de minute, nu ar trebui să fie probleme cu lucrurile acestea amănunte, aș putea spune eu. O altă etapă foarte importantă, conformitatea GDPR și G Suite, pentru G Suite și Cloud Identity, trebuie să se acceseze practic consola de administrare de la Google pentru a se accepta termenii și condițiile, mai exact acestea pentru GDPR. În mod ideal, ar trebui să existe un ofițer GDPR în fiecare instituție, dar practic vedem aici că am putea să trecem persoana respectivă, nu doar să acceptăm termenii și condițiile de aici. Eu zic că n-ai rost să intru pentru că am pus foarte multe link-uri pentru fiecare aspect, dar ar trebui să le citiți cu atenție pentru că sunt foarte, foarte importante. Și acum ajungem la următoarea secțiune. Deci chiar dacă nu s-a activat licența definitiv și încă suntem în cele 30 de zile, noi am putea să mergem mai departe către instalarea și utilizarea aplicației AdMasIR. Și acum haideți să vedem cu ce vă ajută, pentru că eu am sărit puțin peste capitolul numărul 1, unde avem câteva informații. Și o să merg mai puțin, să zicem că s-a instalat, mai puțin vreau să vă arăt practic că AdMasIR este o aplicație destul de complexă, are o interfață foarte intuitivă, deci este foarte, foarte simplu de utilizat. Odată ce a fost instalată și noi avem pașii prin care poate fi instalată această aplicație direct pe consola Google de administrare, noi am, cum să zic, am luat decizia de a oferi în mod gratuit măcar un modul acesta de creare conturi. Și fac legătura cu ceea ce am discutat noi înainte despre GDPR. Am discutat puțin, desigur, pentru că nu puteți face sau nu ar trebui să faceți conturi așa pur și simplu pentru utilizatori. Am văzut multe instituții care au zis, a, ok, am activat licența, acum hai să mă apuc să creez conturile. Dacă sunteți la curent cu ce s-a întâmplat practic cu această lege GDPR, care practic a intrat în vigoare în mai 2018 și practic au fost la dispoziție 2 ani, din 2016 până 2018, ca fiecare instituție care lucrează în mediul online să se alinieze la aceste condiții. Ar fi destul de multe lucruri de spus, eu vă mai dau și un alt website, dataprotection.ro. Dacă aveți examene naționale în școală și aveți camere, este posibil deja să fi luat contact cu the Data Protection, bine, cu ANSP DCP, cum mai prescurtez eu. Vă dau linkul aici ca să vedeți practic mai multe informații despre Data Protection și ce reprezintă GDPR. Eu o să vă fac un rezumat, pentru că AdMasIR și crearea de conturi prin AdMasIR rezolvă toate problemele acestea legate de GDPR. Mai exact, se aduce la cunoștință utilizatorilor care este temeiul legal pentru care se acumulează informații. De asemenea, vi se spune ce informații se acumulează. Mai exact, nume, prenume și adresa de e-mail care urmează să fie creată. Și de asemenea există, cum să zic, acești termeni și condiții sunt acceptați, fără de care nu se poate avansa. Gândiți-vă, dacă ați vrea să faceți manual toate conturile, ar trebui să aveți un astfel de formular pe care să-l transmiteți înainte către părinții, practic, copiilor. Și desigur, și dacă faceți voi ca administrator pentru profesori și pentru personal didactic auxiliar, ar trebui de asemenea să aveți un astfel de formular pentru a satisface condițiile GDPR. Deci, secțiunea pentru conturi, noi oferim în mod gratuit. Se procesează și aici în Google Cloud foarte multe informații, de aceea nu am putut să oferim în mod gratuit și celelalte pachete. Crearea de conturi permite practic utilizatorilor să selecteze dintr-o listă de utilizatori disponibili. Și acum, dacă ar fi fost în cazul meu, să activez un cont pentru școală și ar fi fost deja cineva, un Alexandru Dragomir, aș fi avut la dispoziție, ok, Alexandru.Dragomir deja a fost luat. În mod automat, este un script care verifică și pune alte două sugestii, Dragomir.Alexandru.
sau inițiala tatălui I, cum ar veni în cazul meu, Alexandru I. I. Dragomir. Deci, în acest fel, voi vă degrevați de un alt aspect care poate să dureze foarte mult. Da, cu siguranță, creați în primul an, conturile nu durează foarte mult, dar gândiți-vă în anul următor și în anul următor, poate se adună mai mulți utilizatori și este mult mai greu de identificat o adresă unică. M-am confruntat eu personal cu o situație la un colegiu național destul de mare din București, care ei foloseau G Suite for Education și noi am zis hai să le automatizăm anumite procese. Și am zis, ok, am nevoie de adresele lor ca să facem anumite lucruri, să le creăm grupuri și mai departe. Și am observat că în anul de studiu, deci în clasa noua, unde aveau ei A, B, C până la F, erau practic trei elevi cu același nume. Același prenume, același nume. Și am întrebat pe administrator, dar ce se întâmplă? Că eu văd că practic mi-a dat aceeași adresă. Și s-au uitat așa și practic s-au luminat puțin ochii și parcă am văzut un bec deasupra capului. Ah, de aceea îmi spuneau, veneau așa pe rând și îmi spuneau să le resetez parola. Deci gândiți-vă că practic elevii aceia au folosit un an, doi, practic același cont. Și poate n-ar fi o problemă, dar dacă sunt informații cu caracter personal, informații sensibile, gândiți-vă că nu este ok ca un utilizator să aibă acces la datele altui utilizator. Și prin AdMasIR, prin secțiunea de conturi, eu zic că vă satisfaceți practic această funcționalitate, această necesitate de gestiune. Ne mai avem aici câteva pachete care v-ar putea ajuta. Secțiunea de organizații, pentru că până la urmă conturile, cum sunt create, ele sunt puse practic la un nivel principal, root, sunt puse, cum mai zice eu, la grămadă, dar noi am putea să creăm anumite organizații așa cum sunt ele în SIR, în funcție de formațiunea de studiu. Așadar, dacă noi avem clasa 1-a A, s-ar crea și pe G Suite clasa 1-a A, unde se pun elevii din clasa respectivă, totul până la profesori care ei sunt puși în secțiunea de personal. De asemenea, funcționarea de grupuri creează în mod automat un grup precum 1A, Arond, domeniul școlii.ro și se adaugă în mod automat toți elevii care fac parte din formațiunea respectivă de studiu. Cursurile și orarul sunt două module care practic necesită intervenția unui utilizator. De cele mai multe ori noi recomandăm secretariatului să facă aceste lucruri. La cursuri se pot crea cursuri Google Classroom, începând de la selecția unui profesor care și-a activat contul, desigur, și pe urmă selectând practic formațiunea de studiu și adăugând denumirea cursului. Denumirea cursului este, cum să zic, este deschisă, este un câmp deschis unde se poate introduce practic orice. Cum preferați voi, cu majuscule, cu diacritice, cum preferați voi. La orar, de asemenea, practic se operează manual și se selectează, desigur, o formațiune de studiu și profesorul care predă la evenimentul respectiv, de la disciplina respectivă. Ce se întâmplă după ce s-au făcut aceste selecții, atât la cursuri cât și la orar, se adaugă elevii în mod automat în funcție de formațiunea de studiu. Deci eu zic că v-ar putea ajuta cu organizarea aplicațiilor destul de mult. O să trec așa puțin în revistă cam care este modalitatea de activare a conturilor prin AdMasIR. Deci avem aici o secțiune pentru printare și distribuire coduri de activare. Vedem aici formațiunile de studiu care s-au sincronizat și selectând o anumită formațiune de studiu, vedem că putem printa anumite coduri care pot fi chiar tăiate, deci segmentate și date înmânate sau transmise pe mail utilizatorilor. Și ce trebuie să facă aceștia? Scrie chiar pe bilețel, scanați codul QR sau accesați sir.adma.ro și introduceți codul de activare. Noi avem puțin mai jos chiar acest proces, odată ce un utilizator are un astfel de cod. Mai puțin că noi am pus aici, practic, o secțiune și pentru un cont existent și pentru un cont nou. Dar haideți să mergem la conturi noi. Deci, după cum spuneam, ceea ce apare pe hârtiuța respectivă, scanați codul QR, care nu este întotdeauna cea mai bună soluție, sau stați sir.adma.ro. Și ce vede o persoană când accesează sir.adma.ro?
Este exact ce precizăm noi în ghidul de activare. Se introduce codul. Avem secțiunea aceea de tip GDPR, în care li se menționează care este temeiul legal, ce informații se acumulează și avem chiar aici date prelucrate, deci nume și prenume și adresă de e-mail. Și doar dacă se acceptă termenii și condițiile putem merge mai departe. Se diferează că nu există un cont G Suite, noi avem această etapă intermediară pentru că sunt anumite instituții care au folosit G Suite în trecut, au creat poate conturile manual și nu s-au gândit la aspectele GDPR și desigur poate fi folosit practic orice cont care a fost creat în trecut, se poate face activarea prin ADMASIR pentru a respecta atât condițiile GDPR, cât și pentru a folosi practic celelalte module despre care vorbeam, acelea pentru orar, pentru grupuri, pentru classroom. În ultima etapă, ce avem aici? O listă de sugestii cu nume de utilizatori care sunt disponibile. Se introduce parola de 2 ori, minim 8 caractere, ca să fie cât mai sigură. Și, practic, după aceea se face autentificare. Eu zic că lucrurile sunt foarte simple și destul de intuitive. Dacă utilizatorii pur și simplu merg pe indicațiile pe care le-am pus noi pe bilețel, doar accesați sir.adma.ro, o să meargă next, next, next și eu zic că nu o să fie foarte multe probleme, dar dacă aveți întrebări, puteți să dați un e-mail și să vedem cum vă putem ajuta. În această perioadă am văzut că SIR are niște provocări. Eu sper ca ele se rezolve cât mai curând. Din ce știu, din anii trecuți, până la începerea efectivă a anului școlar, cei de la SIR nu au activat anul școlar actual. Și asta înseamnă că nu o să meargă sincronizarea ca să se preia practic datele din SIR. Mai puțin că cred că am sărit puțin peste aspectul acesta. Este o etapă intermediară în care practic trebuie să vă autentificați voi ca administrator după ce ați instalat aplicația și se introduce practic contul de utilizator pe care l-au creat cei de la SIR pentru fiecare instituție și parola. Ideea este că noi nu acumulăm aceste date. De fiecare dată când se face o nouă sincronizare, se folosesc datele de autentificare. Deci noi nu acumulăm datele, voi sunteți proprietarii contului și doar voi puteți să aveți acces la aceste informații. Acum, dacă aveți mai multe subinstituții, mai multe entități subordonate instituției principale, pot să adăugate toate instituțiile fără nicio problemă. Sincronizarea noi am setat-o acum la 6 ore, pentru că durează destul de mult până când se preiau datele din SIR. În mod normal, n-ar trebui să dureze atât de mult, doar că noi reîncercăm de mai multe ori și de mai multe ori ca să vedem dacă primim un răspuns. Am văzut că cum s-a terminat anul școlar 19-20, lucrurile au început să meargă foarte, foarte greu. Și chiar dacă noi făceam mai multe solicitări, în aceste 6 ore nu s-au primit toate informațiile. Și acum, dacă cineva dintre voi încearcă să facă sincronizare, este foarte posibil ca elevii să nu fie afișați, ci doar profesorii. Pentru că profesorii, practic, sunt într-o formațiune în care, practic, nu este dependentă de un an școlar. Dar elevii sunt dependenți de anul școlar. Cum accesăm noi aplicațiile odată ce, să zicem, licența a fost activată, așa cum vă arătam? Dacă ați folosit până acum un cont de tip Gmail, o să vedeți că practic interfața este similară. Autentificarea poate fi făcută pe gmail.com. Dacă folosiți browserul Chrome, desigur, când deschideți o nouă filă, vedeți că în partea dreaptă apare Gmail și sunt câteva butoane. Puteți face o autentificare chiar aici, să adăugați contul de tip arondscoala.mea.ro. Iar celelalte aplicații sau toate aplicațiile care fac parte din G Suite for Education le putem accesa prin click pe acest buton pe care îl vedem în majoritatea aplicațiilor. Adică dacă eu intru pe Gmail, o să văd în continuare butonul aplicației Google și pot să accesez toate aplicațiile respective. Cum accesăm și aplicațiile de la Microsoft? Deci odată ce s-a făcut activarea, și asta vreau să vă spun că noi facem întâi activarea definitivă a licenței Google și pe urmă mergem către activarea licenței Microsoft. Deci până când nu vă confirmăm noi că s-a activat licența Microsoft, nu o să vedeți butonul pentru Office, pe care eu îl văd dacă dau scroll jos, 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 jos de tot. Bine, eu am instalat foarte multe aplicații, dar vedeți că avem aici o aplicație Microsoft Office 365.
Desigur, nu sunteți obligați să folosiți butonul acesta. Dacă știți linkurile, le puteți accesa, spre exemplu, gmail.com, se poate accesa fără nicio problemă, inclusiv Office, office.com. Și pentru acest utilizator, vedeți că am toate aplicațiile acestea accesibile, spre deosebire de Google, unde pot să văd toate aplicațiile doar aici, pe acest buton. La Office pot să văd toate informațiile, toate aplicațiile centralizate chiar aici. Bine, aici apar doar cele mai importante și dacă vreți să vedem toate aplicațiile pe care le-ați văzut de altfel și pe claseditorului.ro, avem aici butonul toate aplicații. Știu că undeva pe această interfață apare opțiunea de a descărca. Vedeți, instalați Office, doar că vă spun din nou că nu puteți folosi local. Deci chiar dacă instalăm software-ul local, nu o să puteți să le folosiți local cu această licență Office 365A1. Cam asta ar fi introducerea despre activare și accesare a aplicațiilor. Dacă aveți câteva întrebări, vă stau la dispoziție cu cea mai mare plăcere. Bună ziua! O întrebare, dacă avem ambele variante, deci instalăm și 365. Un profesor, dacă dorește să lucreze pe Office 365 și altul pe G Suite, se face comutarea pe același cont, da? Da, deci practic folosiți același cont ca să accesați fie aplicațiile Google de aici, fie aplicațiile Microsoft de pe Office.com. Ideea este că ele pot fi intersectate, adică nu vă oprește nimeni să folosiți, de exemplu, pe Classroom un link al unui document de tip Word. Sau pe Teams, un link al unui document, spre exemplu, Google Docs sau un formular Google. Ok. Deci, întrebarea mea era dacă eu, de exemplu, prefer Office 365 și un coleg Google Classroom, fiecare lucrează fără probleme pe ce dorește, da? Da, cu siguranță. Acum, vă dați seama că ar fi ideal să existe, cum să zic, o discuție poate la nivel de instituție ca să vă sincronizați. Dar oricum, este bine ca elevii să învețe să folosească ambele licențe, ambele, să zicem, toate aplicațiile din ambele licențe, pentru că cu astea ne confruntăm acum ca adulți. Și eu folosesc, practic, în mediul online, mare parte, aplicațiile de la Google, dar local trebuie să recunosc că folosesc Word, Excel, PowerPoint. Da, și da, dacă da, elevii, desigur, o să ajungă la un moment dat în câmpul de muncă, o să vor fi nevoiți să știe să folosească ambele aplicații. Exact, da. Profesorii folosesc acest lucru, au fost instruiți să folosească ca și documente colaborative, da? Deci super. Le vor folosi atunci când fac aplicații cu elevii, da? Deci clar, noi ca IT-ști, probabil că, dar și noi, eu cel puțin la instituție folosesc lucrul acesta tot timpul. Păi foarte bine, da, eu zic că în funcție de cum se simte cineva mai confortabil. De la unul la altul folosesc ca și document colaborativ. Știți că oricum în curicula, nu știu, pentru un anumit ciclu se indică în mod special, se folosesc anumite aplicații, da, și anumite aplicații nu se folosesc. La 5-8, acum... Așa am spus instruiți de 1000 de oameni și se folosească, adică ca și profesori, mă refer, profesor. Da, acum la 5-8 se pot folosi și aplicațiile Google și aplicațiile Microsoft, dar mi se pare că la liceu se indică să se folosească doar aplicațiile Microsoft. Da, da, sunt școli, licee la noi în Galați care într-adevăr folosesc Teams-ul și chiar vă rog, colegii, cei care au foarte multe întrebări, vă rog să le adresați pe rând, vă deschideți microfonul și sau eventual Alexandru citește puțin dacă ai timp, că mai sunt adresate niște întrebări acolo în chat. Mai puțin, da. Da, ok. Da, puteți comuta între ele fără nicio problemă. O să vedeți că atunci când mergeți pe office.com, dacă aveți deja practic un cont de tip Gmail, o să vă ceră să vă autentificați. Și o să apară, desigur, interfața aia de autentificare de la Microsoft. Odată ce ați introdus adresa aceea care este tip Google, o să zică, ok, am înțeles că tu ai o organizație mai specială, te duc acum în mod automat către autentificarea de tip Google. Și deși după aceea o să apară, cum să zic, single sign-on-ul de tip Google, după aceea o să vă ducă pe office.com.
Eu nu reușesc să vă aud, nu știu dacă este o problemă de la mine, nu știu dacă ceilalți au avut probleme să mă audă, sper că nu s-a întrerupt. Nu s-a întrerupt, a fost tot ok. Așteptăm întrebări, deci chiar așteptăm întrebări. Mă uit acum pe... Să existe o sesiune de... Bună ziua, am eu o întrebare, dacă se poate. Nu știu dacă mă auziți. Da, vă rog. Eu am creat anul trecut am creat am făcut am activat licența, am creat conturile anul ăsta, când o să înceapă acum. Va trebui să creez conturile din nou sau cele care s-au creat rămân? Nu, deci conturile deci pe care le-ați creat, deci, de exemplu, pentru profesori, dacă sunt profesori, pentru, la fel nu, le folosesc. Pentru profesori nu e problemă, pentru ele, mă elevii refer. Nu, trebuie să mă, nu, folosesc aceleași conturi, cum să nu. Doar că eu vă deci, cred că fac clasele care vor, apărea noi. Doar clasele care da, vor apărea noi și cei noi, care exact, nu și-au exact. Activat conturile, nu? Atât, da, nu? Exact. Bine, asta eu cred vreau. Că o să apară niște Mulțumesc, provocări, o să apară niște provocări cu parolele. Pot să vă arăt rapid cum se resetează parola dacă vi se pare important. Știu, nu, știu cum se resetează parola, nu e nicio ok. problemă. Okay, da, nu, asta vreau să știu dacă trebuie să dau din nou, adică oricum va trebui să dau sincronizarea cu Siru și să aștept să se creeze conturile pentru copii și pentru cei care nu și-au creat încă conturi. Nu, deci nu o să mai fie nevoie să creați conturi noi pentru cei care deja au cont. Nu, Doamne ferește. Da, nu, adică zic că va trebui să dau sincronizarea cu Siru din nou ca asta, să ia da. Clasele noi care sunt create, da? Asta. Da, iar, da, iar elevii care practic, să zicem că au fost în clasa 5 anul trecut, printr-o nouă sincronizare, o să vedeți că se mută și în AdmaSIR, se mută automat, nu? În formațiune de studiu, așa cum sunt ei în SIR, desigur. Aha, și probabil doar va trebui să recreezi din nou cursurile, eu. Băi, eu anul, cred că este nu? Important să separați anii de studiu, da. Pentru da, că băi, oricum s-a făcut clasa 5-a... I-am grupat pe ani, pe 2018, pe 2019, pe 2020 și acum probabil o să creez alt grup și creez acolo cursurile noi. Deci cu cât se adună mai multe informații, o să fie mai greu de identificat, de căutat. Deci dacă adăugați, spre exemplu, cum să zic, pentru 4 ani, informații de la 5 până la 8-a, vă dați seama că cu timpul o să fie foarte, foarte greu de găsit. Ce am făcut eu în clasa a 5-a? De aceea mi-e recomandă să se facă practic deci, o clasă pentru un curs Classroom pentru fiecare an de studiu, iar asta o să vă ajute dacă, spre exemplu, anul viitor preluați o altă clasă de a 5-a. Și nu o să fie nicio problemă. Puteți să clonați, deci pot să vă arăt eu acum la ce mă refer, mai puțin, deci mă duc pe Classroom. Ideea este că, într-adevăr, în primul an de studiu în care lucrați în mediul online, o să fie provocări cu transformarea lecțiilor din analog în digital. Dar, pe măsură ce adăugați tot felul de informații în Classroom, tot ce trebuie să faceți în anul următor, fie că aveți voi același an de studiu sau poate vreun alt coleg zice, măi, eu știu că tu ai avut clasa 5 anul trecut, nu vrei să-mi arăți și mie ce ai făcut? Deci, da, nicio problemă. Uitați, puteți face un click aici și să dăm o copiere a întregului Classroom, unde se copiază toate materialele, toate temele pe care le-am adăugat. Doar că ele sunt inactive, adică vor fi, cum să zic, cu fundală gri, pentru că vă dați seama că ele au fost transmise într-o dată calendaristică din trecut și nu o să mai fie posibil să se întâmple asta acum. Tot ce trebuie făcut, practic, după ce s-a copiat, s-a clonat acest curs, se atribuie temele respective la momentul potrivit. Și desigur da, trebuie să invite dumneavoastră... din nou elevi. Da, dumneavoastră vorbiți din punct de vedere al de profesor. Eu mă refeream din punct de vedere al administratorului, că eu sunt administratorul platformei. Că apoi mai departe voi și de asta zic, prin aplicația Adma pot crea și da. De acolo cursuri. Eu așa am creat. Și prin aplicația am creat da, cursuri sunt, și acum sunt două strategii, sunt două strategii într-adevăr. Prin AdmaSIR puteți să creați cursurile și asta vă ajută foarte mult cu mai mult, să zicem, cu invitarea elevilor. Pentru că da, ei, de fapt, nu mai sunt invitați, cum s-ar întâmpla în mod clasic, ei sunt băgați da. Forțat acolo. Da, da. Păi asta, eu așa am lucrat prin Badma și am creat conturile și acum asta bănuiesc că creez un an 2020-2021, vreau să zic, și acolo creez alte cursuri ca să vină mai ușor, nu? Da. Deci profesorii au la dispoziție ori copierea aceasta sau, haideți că vă arăt eu, că asta nu înseamnă că ei nu pot refolosi postările din anii anteriori, din potrivă. Numai puțin că eu am în limba engleză, ia să văd dacă pot traduc instantaneu în română. Când dăm click pe crearea unei teme, unei sarcini, vedeți că avem posibilitatea de a reutiliza postarea. Da, și atunci deci, ia în din cursurile pe care crea. Le creați voi, deci dumneavoastră ca administrator și profesor are acces acum în acest an universitar, îi pot să reutilizeze postările din anul anterior, dintr-un curs creat în anul anterior, fără nicio problemă. Mm-hmm. Desigur, se legează da. În primul rând. Mai am respectiv, o întrebare, dacă vrei să mă și urmă tema respectivă.
Adică cum am făcut da. Eu. Nu știu dacă e bine sau nu, eu vă mai spun din... Deci am făcut pentru fiecare clasă de elevi, dar pentru fiecare clasă un grup, după care am rugat profesorii, da, să-și facă clasa respectivă, da, și să-și adaug clasele la care predau și să-și adauge grupul pe care l-am indicat eu. Ați înțeles? Deci am făcut clasa 9A, grupul clasa 9A în care am introdus toți elevii, conturile lor, da? La 9A predă la fizică, să zicem, Chipirliu, da? Chipirliu creează clasa, da, de studiu 9A, da, și invită elevii din grupul 9A. E bine așa cum am făcut, Alex? Deci sunt practic două strategii. Dumneavoastră ați făcut manual cursurile? Sau cum le-ați făcut? Manual? Deci, fiecare profesor își creează classroom, da? Fiecare clasă, da? Și își invită automat prin grup, da? Grupul de elevi, da? Își invită elevii la clasă, la classroom respectiv. Păi asta este o strategie dacă vreți să faceți, cum zic, manual, dacă vreau să facă fiecare profesor. Dar am e mai ușor aceea cu admasir, prin da. Care administratorul da. Poate să creeze da. Pentru toți, da. Din toată școala. Din cauza asta cred că am făcut așa, știi? Că am gândit eu așa, știi? A, deci vă referiți la cursurile pentru adulți. Da, și atunci... Da, normal, așa, da. Da, 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 pentru că nu există SIR da. În cazul acela. Da, într-adevăr, a făcut foarte bine, da, se creează manual cursul și se invită participanții. Și după cum o spuneam, deci pe măsură ce adăugați toate resursele, materiale, teme, teste, întrebări, pentru cursul viitor, pentru grupa viitoare, cum ar fi în cazul dumneavoastră, doar copiați cursul respectiv. Chiar așa facem și noi la cursurile pentru adulți. Deci noi avem deja acum un standard, un șablon de curs în Google Classroom și de fiecare dată când avem o nouă grupă, doar clonăm cursul respectiv și după aceea o să transmitem temele atunci când este necesar. Da. Văd că domnul Ionatan Gheorghiță ne spune că atunci când se dă sincronizare în serie, e posibil să fie necesar să facă operațiunea de mai multe ori. Într-adevăr, deci noi suntem dependenți de posibilitățile de la SIR. Din păcate, știu că ei au un calculator undeva în curte și s-ar putea să nu fie cel mai performant. Din păcate, nu au trecut deocamdată la o variantă cloud, unde practic atunci când sunt mai multe solicitări, să se extindă practic resursele, că noi de asta folosim totul în cloud. Și dacă avem, nu știu, 1000 de utilizatori astăzi și pe urmă mâine avem 10.000 de utilizatori, nu este nicio problemă pentru că se scalează. Se practic se rezervă mai multe dispozitive în centrele de la Google. Deci, da, dacă dați sincronizare de mai multe ori, ar trebui să meargă într-un final, dar nu avem cum să știm exact pentru că suntem dependenți de da. Da, de asta am spus că m-am lovit și eu de problema asta și până i-am dat de capăt m-am chinuit și de asta am zis dacă vede că nu sunt toate conturile, să nu fie nicio problemă, se dă din nou sincronizare și atunci... Am văzut situații în care nici a doua oară nu a mers foarte bine. Eu personal am dat de 10 ori. Da, deci mai ales acum în ultimele două luni am văzut că a mers foarte, foarte greu sincronizarea și... Deci noi am făcut verificări, zeci de verificări, că vă dați seama că noi primim tot felul de solicitări de la utilizatori. Primul lucru ne gândim că e o problemă de la noi, să zic așa. Și pe urmă verificând, vedem că ADMA se manifestă în parametrii normali și cu siguranță problema nu este de la apelul pe care îl facem noi, ci de la recepția datelor. Administratorul de la școala 12 Galați ne întreabă. Deci spune că G Suite este activat în anul anterior, cum putem adăuga și Microsoft 365.1. Deci noi practic avem câteva liste de licențe sau de școli cu licențe Google și transmitem periodic calup de date către Microsoft ca să ne activeze licențele. Deci noi practic deja am inițiat acest procedeu și o să vă anunțăm când se realizează atât activarea licenței Office, cât și sincronizarea celor două, pentru că totul se face în două etape. Vă dați seama că dacă nu avem ambele licențe active, nu putem face sincronizarea între cele două. Mihai Viteazul, nu știu dacă este domnul sau instituția, ne întreabă dacă avem catalog în aceste aplicații. Funcționalități de catalog virtual aveți prin Google Classroom și Microsoft Teams. Deci acolo profesorul, după ce invită elevii, desigur, poate să creeze diverse teme și pe baza returnării temelor respective se pot adăuga calificative și sau feedback. Deci asta îmi place mie cel mai mult, adică spre deosebire de un catalog virtual clasic, la Classroom și la Teams, se poate adăuga un feedback.
poți să îi spui elevului, drag elev, uite, am văzut că n-ai făcut totul foarte bine, uite, mai ai timp până la perioada asta limită, uite, ai putea să faci asta și asta ca să te asiguri că e un calificativ mai mare. Trebuie să cunosc că îmi place mai mult Classroom, pentru că legat de acest feedback, părinții sunt incluși în acest circuit. Pentru că am share screen în continuare, haideți să vă arăt eu Guardian Summaries. Deci, practic, avem un raport pentru părinți. Imediat fac o traducere în limba română. Și practic, deci părintele sau tutorele, cum este trecut în classroom, pentru că na, se poate întâmpla să fie, poate, nu știu, bunicii care iau mai mult contact cu elevii. Și nu trebuie să intre în classroom, să vadă tot ce este acolo, care este foarte stufos și mai ales dacă părintele nu a lucrat, vă dați seama că nu o să înțeleagă foarte multe. Părintele, deci, nu trebuie să se implice direct în classroom, el o să primească un raport, fie săptămânal, fie zilnic, vedem aici că ne apare această informație. Deci asta depinde de alegerea fiecărui părinte. Deci nu puteți să faceți voi asta ca administrator și nici profesorii nu pot face acest lucru. Fiecare părinte își setează acest lucru odată ce este invitat ca tutor. Și în raportul acesta săptămânal ce vedem? Din păcate, traducerea pe care am făcut-o eu aici cu extensia Google Translate nu-mi traduce și imagini, pentru că aici avem o imagine. Dar o să vă spun eu, practic, cum sunt separate informațiile. De vedem aici missing from last week. Deci, practic, informațiile sau temele care nu au fost transmise către profesor săptămâna trecută. Deci, înainte de 1 august, 5 august, cum apare aici, în acest raport săptămânal. Și eu zic că e foarte important ca părinții să vadă aceste informații, pentru că o să vadă, a, uite, eu văd aici că la istorie, bine, cum apare aici US History, văd că copilul meu tot nu transmite sau transmite cu întârziere. Ceea ce înseamnă că s-ar putea să aibă niște lacune dacă vede că în mod constant la matematică, la limba română, se întârzie sau nu se trimite o temă, e clar că poate trebuie să intervină. Hai să fiu mai atent cu el, să-l ajut să-și facă temele, poate să-l ajut cu niște meditații. Aici, în continuare, avem și o secțiune pentru Do Next Week, temele care urmează să fie predate. Deci au fost transmise de către profesor și acum elevul trebuie să-și facă treaba și pe urmă să predea după aceea tema către profesor. Și vă dați seama că acum dacă părintele întreabă, hei, drag copil, ai ceva de făcut pentru săptămâna viitoare? Și zic, a, nu, mi-am făcut toate temele. Zice, a, păi sigur că, uite, eu văd aici că due next week mai ai anumite informații, anumite teme. Sigur le-ai făcut? Și în ultima secțiune, activitatea, deci practic ce s-a făcut în săptămâna anterioară, ce a fost predat, ar putea să vadă, practic, părintele, a, uite, văd că a dat tema la materiile respective și vedem aici că lucrurile sunt separate foarte frumos pe fiecare disciplină. Istorie, literatură, biologie, deci, practic, fiecare profesor, practicare na, separată disciplina și se văd atât temele cât și întrebările, pentru că în classroom se pot realiza mai multe tipuri de sarcini. Din păcate, la Teams nu există o astfel de facilitate. Domnul administrator de la școala 12 Galați ne spune că s-au creat grupurile claselor. În prima instanță le-ați creat manual? Că asta nu sunt sigur. Dacă spuneți că la prima sincronizare acestea s-au dublat, deci, nu știu, în prima instanță le-ați creat manual și după aceea la sincronizare s-au dublat prin crearea automată? Păi da, dacă le-ați creat manual, într-adevăr, da. Nu avem cum să identificăm, pentru că chiar dacă au aceeași denumire, de fapt în spate este o cheie, un hash, o chestie, na, practic, o identitate virtuală, o etichetă a identității virtuale a grupului respectiv. Deci chiar dacă are aceeași denumire, AdmaSIR nu are cum să identifice. Cel mai bine ar fi să ștergeți grupurile create manual și să le folosiți doar prin AdmaSIR. Chiar dacă pe viitor nu o să mai folosiți AdmaSIR, nu este nicio problemă, că poate un an de zile, doi, zice, nu mai folosiți AdmaSIR. Nicio problemă. Dacă vreți să le folosiți pe viitor, tot oricum o să fie la dispoziție aceleași grupuri.
Și nu, nu, nu. Deci dacă faceți o nouă sincronizare, nu se vor crea practic pentru a treia oară. Ne spune doamna Liliana Toma că a achiziționat pentru, s-a achiziționat pentru școală un domeniu și că dorește implementarea Admasir. Ați activat licența G Suite for Education prin clasa viitorului? Doamna Toma? Deci, din păcate, dacă n-ați activat licența G Suite for Education, nu puteți folosi și Admasir. Liliana, deschideți microfonul. Văd că vorbești. Deschideți microfonul. Ah, da, da, am văzut și putem să... Liliana? Deci vedeți că în Meet, pe bara de jos, deci dacă mutați cursorul pe Meet, este o bară albă undeva în partea de jos și în partea stângă aveți un microfon. Deci dacă uitați la ecranul meu, pentru că eu în continuare fac share screen, sau nicio problemă, lăsați microfonul, puteți să scrieți în continuare pe chat. Deci ați făcut activarea prin clasa viitorului. Dacă nu ați făcut-o prin clasa viitorului, putem să vă ajutăm în continuare, nu este nicio problemă. Trebuie să asociem licența la consola noastră de management a licențelor educaționale și astfel o să puteți folosi Admasir. Perfect, perfect. O să vedeți că practic în ghidul de activare pe care l-am prezentat eu așa cât mai pe scurt astăzi, există informații despre cum puteți activa licența, cum puteți după aceea instala și folosi Admasir. Eu vă recomand să mergeți mai departe și să activați Admasir, să nu stați până începe anul școlar. Chiar dacă nu o să puteți sincroniza pentru elevi, puteți sincronizați pentru profesori. Deci am văzut că acolo nu este nicio problemă. Și oricum vă dați seama că nu aveți cum să vă duceți mai departe, să dați informațiile către elevi, dacă profesorii oricum nu au activat conturile. Am avut un caz acum, săptămâna aceasta s-a rezolvat. La Câjirai au încercat activarea prin, am rezolvat-o până la urmă, prin direct la Google. Da? Deci nu încercați direct la Google, ci prin clasa viitorului, așa cum v-a spus. Da? Chiar dacă faceți la Google direct, sau bine, sunt multe platforme, că sunt mulți care și-au făcut. Da. Nu este o problemă, vă putem ajuta, dați-ne un e-mail pe tehnica@edu.ro și vedem ce putem face să vă ajutăm. Gata, să ideea este că alte platforme nu vă dau toate informațiile, deci noi practic de ce am făcut clasa viitorului. V-am zis că noi facem asta voluntar, cu propriile resurse, fără niciun câștig, noi am făcut-o pentru a transmite informațiile în limba română și a face toate lucrurile cât mai automatizat. Pentru că dacă vă duceți la Google, o să fie totul în limba engleză și poate, ok, nu aveți nicio problemă cu asta, dar ei nu trimit toate e-mail-urile pe care noi precizăm că le trimitem în ghidul acela de activare. Deci noi trimitem 1, 2, 3 e-mail-uri în diverse situații, ca să ne asigurăm că totul este clar și pentru voi, că știți exact ce e de făcut. La Google s-ar putea să nu fie chiar așa de transparent și să dați din numeri și am văzut multe persoane care zic, domnule, ce s-a întâmplat? Că n-am primit mail-urile 2, 3 cu name servere. Și vom să constatăm că nu s-a făcut activarea prin noi. Dar nu e nicio problemă, deci chiar dacă ați făcut activarea prin Google, putem să facem o conexiune, putem să vă trimitem ulterior niște name servere și putem să practic să continuăm ca și cum ați făcut activarea prin noi. Doamna Toma, deci chiar dacă profesorul se schimbă, nu este nicio problemă. Se pot șterge conturile, să zic așa, și dacă se schimbă practic efectivul, profesorii noi vor trebui să-și activeze și ei conturile. Cum considerați dumneavoastră? Mă gândesc că majoritatea profesorilor nu se schimbă și măcar aceștia ar putea să-și activeze contul. Că mâine pe mine deja începe școala și cred că ar fi important să aveți un astfel de cont. Chiar dacă nu-l folosiți, doar în mediul online. Eu cred că voi aș putea să câștigați foarte, foarte mult timp utilizând aceste aplicații și la clasă. Noi când am intrat foarte mult în detalii despre utilizarea aplicațiilor, mai mult despre aspectele astea mai tehnice, ca să ne asigurăm că voi aveți acces și că întreaga școală are acces la aceste instrumente. Dar o să vă zic așa ca idee, în Classroom, dacă un profesor a creat o fișă de lucru pe care omul normal o transmiteți la clasă, tot ce trebuie să faceți este să o adăugați ca atașament la o temă și se bifează o opțiune prin care se face o copie fiecărui elev. Deci nu trebuie să mai faceți dumneavoastră o copie, pentru fiecare elev se face în mod automat și fiecare își aduce contribuția pe documentul respectiv. Și sunt multe, foarte multe lucruri prin care puteți să câștigați timp enorm. Și chiar dacă, deci v-am zis că nu o să folosiți 100% mediul online, eu cred că o să vă ajute și la clasă.
O altă aplicație foarte utilă pentru profesori este Google Forms sau Microsoft Forms până la urmă, în care puteți crea un chestionar sub formă de test, în care se asociază un barem, se asociază și un răspuns corect, dacă sunt întrebări cu răspuns închis, și la final se calculează în mod automat. Dacă sunt întrebări cu răspuns deschis, ați putea să faceți oarecum să adăugați niște cuvinte care reprezintă cuvântul respectiv, dar zicem așa că răspunsul corect este acasă. Trebuie să vă gândiți, pune cu majuscule, pune cu majusculă, pune cu diacritice sau cum se întâmple. Deci ar trebui să fie mai multe astfel de cuvinte. Dar nu este nicio problemă. Dacă sunt întrebări cu răspuns deschis, se poate face o moderare acelui test și, pe urmă, voi la final să vă uitați, uite, trebuie să verific doar una, două, trei întrebări care sunt cu răspuns deschis. Acest formular poate fi folosit cu succes atât pentru, cum să zic, pentru elevii mai în vârstă, cât și pentru cei de la nivelul primar sau chiar la grădiniță. Pentru că, chiar dacă nu știu să, cum să zic, să vorbească, să citească foarte bine, putem să asociem ca răspunsuri imagini. Deci, gândiți, o să pune întrebarea și, pe urmă, la fiecare răspuns din care, să zicem așa, este răspuns închis, că care dintre următoarele este o albinuță. Și noi punem, practic, patru imagini și le trebuie să dea click pe răspunsul corect, pe care voi l-ați configurat dinainte. Vă dați seama că sunt foarte multe discipline, vorbim de foarte multe cicluri de învățământ și, fără să ne uităm așa specific, eu încerc să vă dau așa niște indicații generale de competențe digitale, să zic așa. Dacă aveți întrebări, dacă v-ați blocat, poate printr-unul din pașii de activare, am putea să ne uităm acum. Dimineața am primit o întrebare de la o doamnă care este aici cu noi, în webinar, da? Și anume faptul că au primit, de la școala 25, au primit pe mail că trebuie să plătească o taxă de 5 lei per elev pentru Microsoft. Cine a trimis asta? Ar trebui, am și spus să intre în conferință și să pună întrebarea. Este, dar nu știu de ce nu se adresează. Deschideți microfonul. Deci noi nu percepem niciun fel de taxă, deci este vorba de licența aceasta A1, care este oferită gratuit. Da. Dar eu nu știu pe nimeni să fi vrut să activeze recent A3, care într-adevăr are un cost. Și cum întreba, adresează întrebarea, exact cum ai primit-o pe e-mail. De rog, Mira. Bună ziua! Bună ziua, Sorumile! M-auziți? Gratuit aplicația, fără niciun fel de cost. Mă văd, mă vedeți acum, da? Da. Deci noi activăm licențele în mod gratuit și ele pot fi folosite în mod gratuit fără niciun fel de cost. Nu știu exact cum ați făcut activarea, poate prin altă platformă? Nu știu, pentru că nu sunt exact în temă cu activarea, de asta v-am și întrebat. Și pe cât timp este valabilă această licență gratuită? Pe durata de viață a instituției educaționale. Dacă se dărâmă instituția, să zic așa, dispare, vă dați seama că atunci, practic, licența nu mai este valabilă. Am înțeles. Noi, din câte știu eu, avem activată o licență printr-o firmă. Posibil ca firma respectivă să perceapă. Da, am auzit câteva situații în care niște oportuniști au zis că vor să facă și niște bănuți. Chiar am văzut, nu știu să vă spun cum se numesc, dar cineva a activat o licență Google din aceasta cu spațiu nelimitat și s-a apucat practic să vândă conturi. Și practic ei îi asociază domeniul ca un subdomeniu la licența lor. Și voi, sau instituțiile care au vrut să beneficieze prin această firmă, desigur, n-au acces la toate facilitățile. Și trebuie tot timpul să zic, mai vreau nu știu câte conturi. Deci aveți mare grijă, noi vă zicem clar și în transparență, ați văzut și cu ghidul acela, un ghid care a evoluat pe parcursul mai multor ani, și când să fim cât mai transparenți cu tot ceea ce putem să fim, în afară de, să zicem, ultima etapă de activare, în care este totul dinamic. Și vă zicem, deci noi tot ce oferim acolo este gratuit pentru implementare. Nu putem oferi, practic, asistență continuă, pentru că, după cum vă spuneam, sincer, noi suntem 5 oameni și până recent, să vă arăt acum o chestie, ca să vedeți că nu e ca și cum nu am vrea. Noi am încercat să găsim voluntari, exact cum facem și noi aceste lucruri, ca să putem să oferim mai multe facilități pentru instituții. Și avem aici o hartă pe clasaviitorului.ro cu toate instituțiile care și-au activat
licențele. Și vedem că Galați este chiar în top aici, deci la numărul 7, super. Sperăm să vedem cât mai multe licențe activate pentru întreaga țară. În total avem 3.000 de licențe, sau bine, sunt activate 3.000 de licențe G Suite și doar 1.400 Office 365A1. Deci vedem că se mișcă un pic mai greu lucrurile aici. Se poate face o filtrare, deja că voi ați dori să faceți poate o filtrare după județ, se poate face fără nicio problemă. Și ce vreau să vă arăt aici, că în partea aceasta avem un meniu în care putem să ne uităm și la o statistică a licențelor, așa cum au fost reactivate pe parcursul anilor. Și vedem că, practic, evoluția a fost destul de sumară. Deci dacă mut eu cursorul, văd că totul a început aici din 2015 și se adună, practic, și vedem că, deci, practic, această curbă a fost destul de dreaptă, a crescut foarte puțin pe parcursul anilor și de aceea noi am reușit să satisfacem, practic, nevoile până în 2020, cam până martie 2020, să ne descurcăm așa, 5 persoane fără nicio problemă. Și vedem cum au sărit lucrurile, deci de la 200 de licențe Google, au sărit în mod fenomenal până la câteva mii în ultimele luni. Da. Deci se vede că, da, și de aceasta probabil au văzut și diverse companii. Hopa, există cerere. Că dați seama că fiind câteva sute de licențe activate de toată țara, nimeni nu se gândea poate că ar putea să facă bani de forma lor. Și acum au apărut ca și percuțele pe ploaie și niște oportunități. Vă recomand să aveți mare grijă. Eu zic că n-ar trebui să plătiți nimic. Vă mulțumesc frumos. Pentru A1. Pentru A1. Deci dacă ați vorbit cu ei pentru A3 sau A5, da, într-adevăr sunt niște costuri. Am înțeles. Da, mulțumesc. Dar la Google, nu știu, Dumnezeu ce ar putea să vă ofere pentru bani, decât licențele acelea pentru business. Dar nu aveți nevoie de ele. Da. Nu știu, dacă vreți să ne dați un e-mail pe tehnica@eduapps.ro, eduapps, da. Putem să vă cerem noi câteva informații, nu știu, o captură de ecran ca să încercăm să vedem exact ce s-a activat. Da, în regulă. Și poate să ne delegați și pe noi, pe EduApps, ca să avem acces la consola de administrare. Vă zic că noi avem, practic, delegare pentru toate acele 1400 de licențe, că, practic, altfel nu am putea să oferim o anumită asistență, să zic așa. Desigur, noi suntem limitați ca asistență pe care o putem oferi, deci asta e că noi nu putem să vă garantăm că vă putem ajuta în orice situație, ca orice companie mare, sunt mai multe ramuri care fac fiecare, cum să zic, anumite lucruri specializate. Dar și în ramura de educație, iarăși, sunt mai multe mici departamente care pot face anumite lucruri. Deci dacă nu vă putem ajuta noi, încercăm măcar să vă redirecționăm acolo unde ați putea să obțineți informațiile. Bună ziua! Sărbunile! Doamna Mihăci, da. O mică întrebare. Unde puteți gestiona înregistrarea acestui webinar? Trebuie să vedem, Daniela, unde o să o pună. Nu știu dacă voi... Eu webinarul acesta o să-l postez pe... Avem un canal al instituției pe YouTube. Căutați, este optimizat și se găsește. Canalul YouTube al CC de Galați. Canalul YouTube, cum se numește? CC de Galați. CC de Galați, vă mulțumesc. Cu plăcere. Păi și pe Facebook nu postați? Sau doar pe YouTube? O să postăm, dar deocamdată pe canal. Ah, ok. Am văzut că, în general... Majoritatea persoanelor preferă să intre pe Facebook. Da, suntem, într-adevăr, o să postăm și pe Facebook, dar deocamdată vă spun că sigur acolo în canalul de YouTube. Sigur. Da, trebuie să recunosc că, cum să zic, personal nu îmi place Facebook, nu prea folosesc, dar profesional da. N-ai cum să scap de el. Da, sigur. Da. O să postăm și pe Facebook, pe instituție și pe pagină și pe profil. Vă mulțumesc. Acum, dacă aveți întrebări, deci eu vă încurajez să ne dați un e-mail. Am văzut că deja a început în această perioadă, nu știu, în ultima săptămână, avem sute de e-mail-uri pe tehnic cu tot felul de informații. Noi încercăm să răspundem cât mai repede, să nu vă supărați prea mult pe noi dacă nu vă răspundem prea repede. Încercăm să răspundem, dar iarăși vă spun că suntem și noi limitați ca număr de angajați, ca să putem să satisfacem practic 2000 și ceva de instituții. Da, în ultimul moment, pentru că eu m-am uitat acum și pe statistica care o avem de la voi, într-adevăr, școala 25 nu este registrată cu domeniul la voi, adică pe clasa viitorului. Facem o actualizare zilnică sau atât la două zile a instituțiilor care s-au înregistrat, pentru că se face și noi o verificare. Uh-huh. Adică să nu punem așa pur și simplu orice domeniu acolo, încercăm să facem niște verificări înainte de a le
deci, face vizibile pe harta respectivă. Da, m-am uitat puțin mai înainte, m-am uitat la cușină, nu am văzut. S-a întâmplat, s-a activat recent sau știți când? Nu, deci nici nu există, deci nu există aici în lista. Asta e de doamna. Ah, ok. O mai spun. O să verific eu exact cu dânsa, poate, și o să trimite probabil și mail la voi. Deci dânsa a venit înainte de a începe webinarul și mi-a povestit chestia asta. N-am avut timp să verific, acum m-am uitat puțin pe statistica de sud-est aici, pe gala pe domeniile. Mai este o provocare. Deci noi trebuie să standardizăm lucrurile, vă dați seama, și nu puteam să... Nu, adică, deși voi treceți acolo pe formularul de activare licențe de pe clasa viitorului, atât localitatea cât și județul, cel mai important este codul poștal. Pentru că am văzut că unele persoane puneau cu diacritice, fără diacritice, cu diacritice turcești sau franțuzești sau românești. Deci asta este foarte important. Chiar am văzut, din păcate, că și pe sigla Ministerului Educației este practic un cuvânt cu diacritice românești, un cuvânt cu diacritice turcești, franțuzești. Și noi, ca să standardizăm toate aceste lucruri, am făcut o bază de date pe baza codurilor poștale și pe baza acestui cod noi putem să extragem atât județul cât și localitatea. Și dacă nu ați pus un cod poștal valid, am mai văzut cu 6 de 0 sau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu putem să extragem. Am văzut că în total, acum, în acest moment, sunt cam, nu știu, 100 de instituții care nu au un cod poștal valid. Și periodic noi mai verificăm noi codul poștal și îl punem manual. Deci asta este un alt motiv pentru care s-ar putea să nu apară pe hartă. O întrebare, există limite care să nu presupună posturi? S-a explicat puțin mai înainte. Deci chiar partea de basic... Posturi? Nu. Nici pentru să nu fi făcut cineva greșeala să activeze direct la Google și să activeze ceva pentru business, ceva basic. Că practic acolo spun, ok, ai 30 de zile la dispoziție ca să demonstrezi că ești eligibil și dacă nu se întâmplă asta, după aceea să plătești. Da. Cam asta este, e și o logică destul de bună. Dacă o instituție educațională nu reușește să transmită toate informațiile către Google în aia 30 de zile, foarte posibil să nu fie o instituție educațională. Și automat tot ce s-a făcut acolo trebuie plătit. Adică dacă sunt conturi care sunt utilizate și vor fi utilizate în continuare, există o anumită sumă care trebuie să cunosc, că nu știu exact care este. Da. Dacă aveți o astfel de provocare, trebuie să vedem ce putem face, dacă putem să cerem activarea licenței educaționale în condițiile în care inițial s-a activat un alt tip de licență, dar în cel mai rău caz se poate șterge înregistrarea respectivă și se poate lua de la zero cu înregistrarea direct pe clasaviitorului.ro. N-aș vrea să ajung chiar acolo, pentru că am văzut că sunt câteva instituții care au creat utilizatori, au creat organizații, au creat grupuri și e păcat să pierdă tot ce s-a lucrat acolo. Dar acum, dacă nici noi nu putem să facem ceva în privința asta, va trebui worst case scenario, în cel scenariul cel mai rău, să facem și ștergerea de licență. Da. Păi îți mulțumim mult, Alexandru. Eu cred că colegii mei au înțeles ce au de făcut. Eu această înregistrare o să o postez și o să trimit mai departe. Eventual, cred că m-am gândit să o trimit și în școli, pentru că sunt persoane care nu au intrat, foarte multe școli care nu au intrat la această întâlnire și poate au nevoie într-adevăr. Să știi, Alexandru, că nu toate școlile au informatician, adică un IT. Știu. Da. Și nu trebuie să aibă probleme. Deci dacă urmează pașii din ghidul de activare, până la urmă își vor pune și ei se întrebare, măi, ce sunt aceste name servere? A, uite, scrie acolo că trebuie să le trec la rotele de. Și pot măcar să întrebe în școală, măi, noi avem site-ul ăsta. Ce înseamnă? Cine gestionează? E posibil să fie o companie externă care face acest lucru. Deci întrebând, eu zic că pot să găsească ce s-a făcut și unde ar trebui să se facă poate anumite lucruri sau cu cine să vorbească și într-un final să configureze name serverele respective și aia ar fi partea mai tehnică. Pentru că în rest nu au fost provocări cu persoanele care sunt, zicem, mai puțin tehnice. Dacă îmi permiți, vreau să adresez, vă că a spus domnul administrator de la școala 12 Galați. Mă pot contacta telefonic, da, pe fixul instituției sau pe mailul meu, da, majoritatea, cred că tot Galați are mailul meu, sau pe mailul instituției, da? Și îi pot ajuta, cum i-am ajutat și pe alții, am mai avut colegi care au apelat la mine, da, pentru activarea acestei soluții. Aș mai avea o întrebare, dacă se poate. Sigur. Dacă noi am folosit Teams-ul 365 și acum o să activăm licența prin școala viitorului, conturile pe care le-am făcut acolo se pot păstra sau trebuie generate iarăși? Nu, pentru că nu avem cum să facem noi o conexiune între ceea ce aveți deja pe Office
și cu ceea ce poate fi făcut pe Google. De aceea noi, adică noi plecăm într-o singură direcție de la ce se creează pe Google, după aceea se poate replica în oglindă pe Office, dar nu și invers. Da. Deci ar trebui, ce am făcut cu, cum zic, cu instituții care s-au aflat în situația dumneavoastră, am indicat să șteargă practic toți utilizatorii de acolo. Ideea este că eu cred că ce s-a creat acolo nu s-ar pierde, pentru că s-ar putea aloca, deci dacă ați folosit Teams, s-ar putea aloca ca și administrator, ca și profesor, un administrator, pentru că contul de administrator nu trebuie șters, ca să fie practic proprietarul fiecărui Teams și după aceea când se recrează utilizatorii, pot fi după aceea adăugați la Teams-ul respectiv. Mulțumesc! Cu multă plăcere, îmi spune domnul administrator de la școala 12 Galați că dacă ar trebui șterse materialele din Drive pentru a nu a se depăși capacitatea de stocare. Acest lucru este valabil doar pentru conturi gratuite de tip Gmail. Pentru conturile G Suite for Education aveți spațiu nelimitat. Deci eu zic că atunci când transmiteți informațiile acestea către utilizatori, special către elevi, s-ar putea măcar acest lucru să pară important pentru ei. Când o să audă elevii, aveți spațiu limitat, super. Și eu zic că dacă faceți o comparație și să vedeți ce înseamnă la business, deci la Google Business sau oriunde ați vrea să vedeți, nu știu, spațiu de stocare în cloud, această licență pentru fiecare utilizator poate să valoreze sute de dolari pentru un utilizator. Deci gândiți-vă la toți utilizatorii din școală, câștigați plus licențele de la Microsoft, zeci de mii de dolari poate, pe care voi le puteți obține gratuit și le puteți folosi gratuit. Cu multă plăcere, sper să vă ajute indicațiile mele. Oricum, au fost multe informații, noi vă stăm la dispoziție, puteți faceți un follow-up. Dacă reușim măcar așa să vă ajutăm cu activarea licenței Google, eu zic că pentru o lună sunteți ok pentru a începe anul școlar și ca profesorii să predea în mediul online. Ulterior vedem ce facem și cu licențele Office. Da. Începeți de astăzi. Chiar nu e greu astăzi să intrăm deja pe clasa viitorului, să încărcăm acolo cele două documente pe care le găsiți la școală, dar repede, pentru că vă spun. Deci eu am rezolvat lucrul acesta în două zile. Deci în două zile deja făcusem și conturile colegilor mei de aici, da? Deci s-au activat foarte rapid. După aia am așteptat, într-adevăr, cel mai mult pentru Office, pentru Microsoft Office. Dar nicio problemă, dar rapid. Încercați de astăzi. Mai fac acum o mențiune, vă rog din tot sufletul, dacă cumpărați un domeniu, să nu-l cumpărați pe numele vostru, pe numele unui profesor, pe numele asociației părinților, nu. Trebuie să fie neapărat cumpărat pe numele instituției educaționale. O întrebare, da. Nu trebuie cele două documente, adică documentul la ce te referi, Nicoleta, la... Deci e vorba despre, e cuiul instituției. Într-adevăr, ăla este o hârtie pe care orice instituție a primit-o de la ANAF. Așa, deci aia se scanează. Al doilea document poate să fie și o diplomă sau o foaie matriculă goală, vreau să zic. Eu am scanat un atestat de formare, da, gol, în care, da, deci nu e o problemă că trebuie încărcat cu ștampilat sau... Da? Eu v-aș recomanda să puneți și ștampila pentru că se vede, practic, este al unității respective. Așa ați putea să luați de pe net, oricine a putea să ia de pe net o copie după foaie matricolă și să o încarce. Și unde se vede pe documentul de la cu instituție? Acolo se vede ștampila. Da. Da, 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 nu, acolo se scanează certificatul așa cum este, doar pe diplomă sau pe foaia matricolă, se pune o ștampilă. Ce este important să nu fie date cu caracter personal, deci nu informațiile unui elev. Am văzut că mai mulți au făcut acest lucru. Vă rog din tot sufletul, nu le transmiteți către noi. Oricum, noi nu le dăm mai departe. Dacă le dăm către Google, noi negrim toate informațiile cu caracter personal, deci nu să nu vă îngrijorați cu acest lucru, dar ar fi important să nu ajungă nici la noi, pentru că... Adică noi nu am fost delegați. Gândiți-vă, ca voi să transmiteți date cu caracter personal către noi, ar trebui să existe o colaborare oficială cu un contract și noi să fim, cum să zic, delegați pentru a procesa datele respective. Deci aveți mare grijă și nu pot să stresez aspectul ăsta de GDPR. Eu, adică, am noțiuni pentru că a trebuit să lucrez, dar o să încerc și o să acumulez mai multe informații legate de GDPR pe care să le transmit către instituții, poate chiar să susțin niște cursuri pentru administratori, ca să înțeleagă toată lumea cât de important și cât de sensibile sunt aceste aspecte.
și faptul că nu ar trebui să utilizați chiar orice aplicație. Deci aplicațiile acestea pe care le recomandăm noi, atât Google cât și Microsoft, sunt GDPR compliant. Există o adresă care a fost transmisă de către Ministerul Educației, către CCD-uri, către ISJ-uri, în care explică prin verificarea lor, au ajuns la concluzia că aceste două tipuri de licențe sunt conforme GDPR din mai multe puncte de vedere, adică sunt foarte multe informații legate de asta. Iar aplicații precum Zoom și multe altele, trebuie să aveți mare grijă. Eu știu că Zoom are serverele în China, deci nu în Europa. Deci aveți mare, mare grijă cum, cu ce aplicații lucrați. Să ne trezim, pentru că mai ales acum că a început treaba asta cu distanțarea socială, s-ar putea să ne trezim peste ceva timp că Uniunea Europeană o să creeze un departament de verificare și o să vină la poate la fiecare școală și zică, ia, voi ce ați folosit? Ah, păi și ce ați folosit este, sunt pe serverele din Europa? Și amenziile sunt undeva între, nu știu, un procentaj din cifra de afaceri pentru mediul privat, până la 20 de milioane de euro. Deci niște amenzi usturătoare. Eu zic că dacă măcar, deci utilizați aceste două tipuri de aplicații și creați utilizatorii prin AtmaSIR, unde ați văzut că noi practic satisfacem condițiile GDPR prin termenii și condițiile și mai multe chestii pe acolo, nu o să aveți probleme. Și sper cu timpul să avem niște cursuri pentru profesori ca să explicăm mai multe informații despre ce reprezintă acest GDPR. Nu neapărat pentru profesori, toți profesorii, măcar poate pentru stakeholderi, pentru administratori. Da. Sunt necesare, într-adevăr. Bine, mă gândesc poate și voi la CCD, poate deja ați organizat astfel de cursuri sau... Nu am organizat. Poate bine, poate vă gândiți, da. Da, să știi că e o idee, da. Ideea este că am văzut că sunt destul de costisitoare cursurile acestea de tip GDPR. Am văzut unele mai ieftine, dar în general sunt peste 1000 de lei pe cursant, să zic așa. Da, dar fiecare... Dar dacă... Da, asta bine, sunt probabil pentru mediul privat gândit. Are o persoană care a participat și a făcut un curs de genul acesta. Mă gândesc că dacă poate, nu știu, organizați voi de la CCD, ar fi cu niște costuri mai rezonabile. Da, dar trebuie să avem un specialist, să dai seama. Pentru așa da, ceva. Da, desigur, da, da. Specialiștii aceștia, da, cer niște taxe mai, să dai seama. Iar la noi se face plata cu ora. Deci nu e. De aia n-am încercat, cel puțin la noi la CCD nu s-a încercat să facă cursul de genul acesta. Bine, pe atunci adesea că nu vă mai rețin, că oricum am depășit cu 30 de minute. Eu stau cu cea mai mare plăcere, deci dacă preferați puteți să mai stăm încă o oră și puteți să mă întrebați cam, nu știu, poate multe lucruri la care v-ați gândit, dar după cum vă spuneam, puteți să ne dați pe tehnica@apps.ro un mail și discutăm acolo. Mulțumim mult de tot, Alexandru. Mulțumesc colegilor. Mulțumesc. Deci, în special, doamna Mirela Corjos, aș vrea să văd ce s-a întâmplat cu licența aceea de... La școala 20. Care da, o să vă trimit mail. Da. Super. Bine. Mulțumim. Multă plăcere. Dacă considerați că mai pot...